Ciao a tutti! Astăzi sunt numai eu, sunt singura deoarece semi-ocupat, dar vă salutăm pe toți! Continuăm să vorbim despre cumpărături. Știți foarte bine că există diferite recipiente care conțin alimentele sau băturile pe care le cumpărăm și astăzi vom vedea cum se numesc aceste recipiente în limba italiană. De pildă, presupunem că mergeți la un magazin și vă trebuie un pachet de pastă sau de biscuiți, nu? Întrebați pe doamna de acolo unde este. Dar cum se spune în limba italiană? Un pacco di pasta o di biscotti? Sau, nu găsiți o sticlă de vin sau de ulei? Cum se numește sticla? Una bottiglia di vino o di olio. Sau, nu găsiți nici burcanul cu gem sau burcanul de măsline. Întrebați atunci despre un barattolo sau un vasetto de olive sau de gem, de marmelată. Una scatoletta de tonno. Știți ce este? O cutiuță de ton sau conservă de ton, poate că spuneți voi. Sau trebuie să mergeți la o petrecere, cumpărați ceva pentru prietenii voștri, atunci întrebați despre o cutie de bomboane de ciocolată, adică una scatola de ciocolatini. Românii nebunesc după bere, așa că la restaurant puteți să cereți una latina di birra. Dar ne întoarcem la mâncăruri. Nu? Avem nevoie de un sac de cartofi, în italiană se spune sacco di patate, deci seamănă foarte mult. Sau un pachet de chipsuri, una confezione di patatine. O pungă de orez, adică una busta di riso sau risotto. O cutie de latte, un cartone di latte. O cutie de detergent, un fustino di detersivo. Un baton de ciocolată, una tavoletta di ciocolată. Acestea sunt unele exemple. Totuși, când vrem să cumpărăm ceva, trebuie să știm și cantitatea, nu, produsului pe care îl vrem. Și atunci mergem la magazin și domnul ne întreabă câtă șuncă vreți? Și noi spunem un etto di prosciutto. Adică 100 de grame de șuncă sau 2 etti di prosciutto, adică 200 de grame de șuncă. De asemenea, când avem nevoie, ce știu, de un litru de latte, spunem un litro di latte sau un kilo di pane, adică un kilogram de pâine sau jumate de kilogram de pâine, adică mezzo kilo di pane. Aceasta a fost o scurtă lecție. Vă mulțumim din nou că ne urmăriți și cu cumpărăturile am terminat, cred. Dacă mai aveți întrebări sau altceva care vreți să știți despre acest subiect, puteți să ne scrieți și noi încercăm să satisfacem curiozitatea sau dorința voastră. Vă mulțumim frumos și ne vedem în următoarea lecție. Pa, pa!